Hristos a înviat. E o zi de sărbătoare, e o zi de bucurie și vrem să ne deschidem inima noastră pentru a face loc acestei bucurii să intre tot mai profundă, mai, mai puternică, să putem simți această bucurie a învierii, această bucurie a vieții noi în inimile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vă invit să deschidem scripturile, haideți să ne ridicăm, să onorăm cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, vom citi de la versetul 13 în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Luca, din capitolul 24, de la versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum?" Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?" Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie o de la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam de că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineața la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit, binecuvântarea a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei, adunați se la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să vă reașezați. Emausul vieții tale. Sunt tot mai mulți cei ce coboară la Emaus sunt tot mai mult cei ce părăsesc Ierusalimul. Ierusalim și Emaus, două cetăți cumva apropiate și totuși atât de departe ca semnificație. Ierusalim înseamnă cetatea păcii, Emaus înseamnă cetatea lumii. Ierusalimul este cetatea bucuriei, iar Emausul este cetatea tristeților. Ierusalim, cetatea laudei la adresa Lui Dumnezeu, Emaus este cetatea dezamăgirilor. Ierusalim este cetatea închinării, dar Emausul este cetatea apatiei. Ierusalim este cetatea altarului, Emaus este cetatea frustrărilor. Ierusalim este cetatea templului. Emausul este cetatea fără Dumnezeu. Ierusalimul este cetatea părtășiei, pe când Emausul este cetatea singurătății. Ierusalimul este cetatea pericolilor, riscurilor. Emausul pare să fie cetatea siguranței. Ierusalimul este cetatea scripturii, a legii. Emausul este cetatea întrebărilor, întrebărilor fără răspuns. Ierusalim este cetatea credinței, iar Emausul este cetatea dubiilor. Ierusalimul este cetatea luminii și Emausul este cetatea nopții. Și putem continua lista asta și să vedem cele două cetăți, și vedem cum oamenii din ce în ce mai mult părăsesc. Ierusalimul. Oameni dezamăgiți, oameni frustrați merg spre Emaus. Emausul vieții tale. Emaus nu e doar un sat, ci e o stare în care te poți găsi. Emaus nu e doar un loc anume, ci o atitudine pe care o iei față de Dumnezeu, față de biserică, față de oameni. Emaus nu e doar o povestire, ci o situație reală în care te poți găsi în viața ta spirituală. Emaus nu e doar un capitol biblic, ci o zonă de confort, de siguranță, de liniște pe care o cauți și crezi că o vei găsi. Dar Emausul este un loc al schimbărilor. Drumul acesta spre Emaus e un drum în care vei întâlni pe cineva care poate să schimbe viața ta și în această zi mă rog ca el să o facă. Iisus Hristos vine cu tine spre Maus. Și încet, încet, pe drumul acesta e un proces mai lung. Dar e un loc, e Mausul, în care au loc schimbări. În primul rând, dezamăgirea e schimbată în bucurie. În al doilea rând, în tunericul, neștiința e schimbată în lumină, în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea Scripturii. Neștiința ta e schimbată în mărturie din oameni care nu vedeau nepricepuți, așa îi definește Domnul Isus, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Adică acea inimă, care nu vrea să se grăbească să creadă, care mereu amână, zăbavnici cu inima. Lăsăm mereu inima, lăsăm mereu emoțiile, lăsăm mereu lucrurile acestea să meargă atât de încet, și mereu lăsăm pe mâine, și mereu pe altă dată, și hai să ne mai gândim, și hai să ne mai luăm timp, și ne mai luăm timp, și timpul trece. Și credem că timpul le rezolvă pe toate. Dar timpul acesta pe care îl las să treacă, fără să te decizi să crezi, fără să decizi să te pocăiești, nu este decât în defavoarea ta. Dezamăgirile nu sunt altceva decât rodul amăgirilor. Înainte să fii dezamăgit, ești amăgit. Singur te amăgești ne amăgim cu speranțe false. Acești doi ucenici s-au amăgit, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Aveau așteptarea că Isus va pune mâna pe un bici, va sta pe un scaun de domnie, îi va izgoni pe romani de acolo, va începe o revoltă, o, un război sfânt și îi va scăpa de sub dominația romană. Așa cum astăzi oamenii înțeleg credința și încep să lupte și au, intră în tot felul de războaie și vor să-L implice și pe Dumnezeu în războaiele lor, în luptele lor, în, 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 credințările lor, în concepțiile lor. Îl înțelegeau total altfel pe Dumnezeu, pe Mesia, Așa cum atâția oameni astăzi înțeleg în mod greșit ce înseamnă creștinism, ce înseamnă Hristos și încep să combată tot felul de ideologii, crezând că în felul acesta Dumnezeu va fi cu ei. Ne amăgim cu iluzii. Se așteptau și ei probabil să fie pe acolo, pe undeva. Nu erau din grupul celor 12, dar erau imediat următorii. Erau probabil din grupul celor 70, erau probabil din, din grupul oricum dintr-un grup apropiat. Erau oricum definiți ucenici, chiar dacă nu erau cei 12 ucenici, nu erau din cei 12, dar erau ucenici. Adică oameni care l-au urmat pe Hristos. Diferența între cei 12 și ceilalți ucenici o vedem că erau ucenici care l-au. Urmat pe Domnul tot timpul, iar unii doar când și când, doar sporadic. Vă amintiți că atunci când Iuda n-a mai fost, au trebuit să caute pe cineva care să ia locul. Și atunci au spus care sunt condițiile. Trebuie să găsim un om care a fost cu noi tot timpul, chiar dacă n-a fost din grupul celor 12, dar a fost mereu prezent acolo. Chiar dacă n-a predicat, a fost la biserică. Chiar dacă n-a cântat, a fost la biserică. Ei, nu prea au fost mulți. Au găsit doar doi din care au tras la sort și a ieșit sorțul pe unul din ei. Ei bine, sunt acei ucenici care vin și ei din când în când, care sunt, dar nu prea sunt, care mai mult nu sunt decât sunt și de aceea le este atât de ușor să plece. De aceea este atât de ușor să fie dezamăgiți. Oameni cu așteptări nebiblice așteptau un Mesia pământesc. Așteptau o izbăvire pământească. Așteptau o împărăție a pământului. Pe când în toate predicile Domnului Isus întotdeauna El spune un lucru care poate nouă ne scapă. Dar întotdeauna El când vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, spunea împărăția cerurilor. Ei așteptau împărăția lui Israel, cu capitala la Ierusalim, cu ei guvernatori, cu ei ceva și ei pe acolo, pe lângă, și acum sunt dezamăgiți că toate astea nu s-au întâmplat, Iisus este răstignit, ceilalți au fugit și acum ei sunt dezamăgiți. Înainte de a fi dezamăgit, ești amăgit. Ne amăgim punându-ne încrederea în oameni. Ne amăgim punându-ne încrederea în Ierusalim, că Ierusalimul e centru, că noi suntem, noi evrei suntem. Ori dacă acum ne uităm, observăm că împărăția lui Dumnezeu este mult mai mult decât Israelul. Împărăția lui Dumnezeu, Ierusalimul ceresc, este mult mai mult decât Ierusalimul acesta. Că Templul din cer este mult mai mare și mai frumos decât Templul acela, construit de oameni. Dar ei n-au înțeles asta. Pentru că ei aveau niște așteptări, dar așteptările lor erau nebiblice, adică erau interpretate eronată a Bibliei. Și erau dezamăgiți de Ierusalim. Ierusalimul cântase Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și apoi tot în Ierusalim oamenii strigă la moarte cu el, răstignește-l, Ierusalimul îl respinge pe Mesia. Ierusalimul îl respinge, îl refuză în mod categoric pe cel care era împăratul lui Israel. Și sunt dezamăgiți de Ierusalim. Câți oameni nu sunt astăzi dezamăgiți de biserică? Câți oameni nu sunt astăzi dezamăgiți de Ierusalimul acesta? De preoți, mai mari, ei observați cum pun problema, n-ai auzit cum mai mari noștri l-au dat la moarte, l-au răstignit, nu mai putem avea încredere în ei, toți sunt corupți și își manifestă dezamăgirea lor, neîncrederea lor, frustrările lor legate de preoți, de mai mari norodului. Și când spun mai mari norodului, vorbesc în primul rând de conducerea religioasă pentru că Israelul era sub o conducere, în primul rând religioasă, dar apoi și de, de oamenii politici, de Pilat, de cei care erau lângă el, de Irod, de ceilalți care s-au spălat pe mâini sau care au spus, nu e treaba mea. Și au lăsat dreptatea să fie călcată în picioare pentru că oamenii au spus, e mai bine să nu mă pun rău cu lumea, e mai bine să fac pe placă altora. E mai bine să nu fiu huiduit, să nu fiu criticat. Mai bine faceți voi ce vreți. Chiar dacă erau siguri, erau absolut siguri că Isus Hristos era nevinovat. Vedea clar nedreptatea. Vedea clar ura. Pilat a înțeles invidia lor. Răutatea lor. Ura lor. Dar a tăcut. S-a spălat pe mâini. Ce-mi pasă mie? Să facă ce-or vrea. Și iată pe acești oameni dezamăgiți de un sistem politic, de un sistem religios, de un sistem social, am spune noi, de toți oamenii din jur, dezamăgiți de oameni, dezamăgiți de conducere, dezamăgiți de, de ucenici, de prietenii lor, de apropiaților. Cum adică Iuda, cel care a mâncat bucățica, cel care ținea finanțele lor, cu, cu alte cuvinte, cel mai de încredere dintre ei, el să-l vândă? Adică toată povestea asta în, începe de la cel mai apropiat, de cel care era lângă el, el l-a vândut pe Isus. Cum adică pentru cel care atâta se lăuda că el este cel mai special, că nimeni nu-i ca el, că tot ceilalți sigur îl vor lăsa, dar el nu, el merge până la moarte. Și tocmai el de trei ori se leapă de în fața unei femei. Toma nici măcar nu mai vine, el deja s-a dus pe contul lui, nu e acolo, nu-i prezent, nu-l mai interesează, nu mai poate crede nimic. Deja încep femeile cu fabulații, vedenii, cu povești și asta nu ne, pe noi nu ne atinge, nu ne impresionează. Și iată oamenii dezamăgiți. Dar înainte de a fi dezamăgiți, oamenii se amăgesc. Pentru că au concepțiile lor, pentru că au așteptările lor, pentru că își fac iluziile lor și iată-i acum dezamăgiți e mausul vieții tale. Un emaus al dezamăgirii. Dar Dumnezeu vrea astăzi dezamăgirea să-ți o schimbe în bucurie. E vieții tale, un emaus al întunericului. Și totuși, lumina, lumina vrea să răsară încă în viața ta, Iisus vrea să te lumineze. Vrea să-ți vorbească, vrea să te facă să înțelegi Adevărul Lui, nu adevărul tău, nu adevărul politic, nu adevărul religios promovat de oamenii de atunci, ci adevărul Scripturii, adevărul Lui Dumnezeu. Emausul, locul neștiinței, a întrebărilor, vrea Dumnezeu să, să schimbe asta, să schimbe în mărturie, din neștiință. Dumnezeu ridică acolo doi oameni, doi ucenici care devin mărturie. Una din mărturiile puternice ale învierii. L-au văzut, au stat la masă cu el, i-au văzut rănile. Și au pornit la drum. Ceva i-a determinat și ei devin unii din pilonii mărturiilor învierii. Devin doi oameni care l-au văzut că Isus nu s-a descoperit multora ca în Nu au fost mulți. Dar acești doi ucenici au devenit printre primii care l-au văzut în viat. Și ei acum devin martori ai învierii. Din nepricepuți, din zăbavnici cu inima, din oameni apatici, din oameni frustrați, din oameni dezamăgiți, Dumnezeu face niște martori autentice a învierii Lui. Și asta poate face Dumnezeu și cu viața ta. Dintr-un om dezamăgit de biserică, dintr-un om dezamăgit de oameni, de slujitori, de viață, chiar de Dumnezeu însuși, pentru că acești oameni erau dezamăgiți inclusiv de Dumnezeu, inclusiv de Isus. Noi credeam, noi trăgeam lădejde în El, dar a murit, s-a dus, nu mai este, s-a terminat. Și oamenii sunt dezamăgiți. Dar Iisus poate schimba emausul acesta al vieții tale, îl poate schimba într-o mărturie, poate face din tine un martor al său. Un om care duce mărturia învierii, un om care e plin de bucurie, un om care abandonează totul și lasă. Dezamăgirile se nasc din amăgiri, ne amăgim crezând că timpul le rezolvă pe toate. Ne retragem. Mergem, o să treacă timpul, o să vedem ce o să se mai întâmple. Așteptăm să vedem. Așteptăm să vedem, să mai treacă așa câteva zile. De obicei, cam asta este una din, din soluțiile frecvente ale oamenilor. Mai așteptăm să treacă timpul. Să vedem ce o să se întâmple. Să vedem ce o să fie. Să vedem cum va evolua situația. Cum se vor așterne lucrurile și apoi vom decide pe viitor. Și ne amăgim. Ne amăgim crezând că dacă ne retragem, va fi mai bine. Atâția oameni am văzut care au fost ca focul de paie. Și aici vreau să, să înțelegem bine lecția asta a focului de paie. Cu cât cineva se aprinde mai ușor, cu atât apoi se răcește tot mai ușor. Oameni care au pornit plin de entuziasm, oameni care erau nelipsiți, oameni care erau doritori, care erau pasionați, care doreau. Dintr-o dată au vrut să le facă pe toate și apoi vezi că nu mai fac nimic. S-au retras, nu mai, aici nu mai fac, în asta nu mai, nu mai sunt implicat și încet, încet oamenii se retrag, crezând că dacă se retrag e mai bine. Oamenii ne-au dezamăgit. Oamenii ne-au tratat cum ne-au tratat. Uite, acolo ne mint, ne spun povești, au halucinații, ceva nu e în regulă cu ei. Ne amăgim crezând că dacă ne izolăm, scăpăm de probleme. Ne amăgim crezând că dacă stăm departe, dacă ne retragem, dacă nu mai venim la biserică, dacă nu mai venim la cor, dacă nu mai dăruim, dacă nu ne mai interesează, ne va fi bine. Ascultă-mă dincolo de, de dezamăgirile, de frustrările pe care le poți avea. Rămâi în Ierusalim. Abandonul, izolarea nu este niciodată o soluție. Și este valabil. Atât cu privire la biserică, cât și cu privire la familie. Pentru că cred că în ziua aceasta Dumnezeu vrea să schimbe și gânduri de felul acesta. Pentru că știu că sunt, pentru că Dumnezeu le descoperă, că sunt și familii care și-au pus gândul acesta al despărțirii, al abandonului, al retragerii, al izolării niciodată izolarea nu este o soluție. Ci este o problemă care va fi mai mare și tot mai mare și tot mai mare. Rămâi în Ierusalim. Roagă-te lui Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu. A te retrage, a spune, nu mai merg, nu mă mai interesează, nu mă mai rog, nu mă mai implic, nu te ajută la absolut nimic. Și acești doi ucenici sunt dovada vie că nu e o soluție retragerea. Și au înțeles lucrul acesta când Iisus Hristos s-a descoperit, s-a arătat lor. Dar adevărat, oamenii ne dezamăgesc, chiar și Dumnezeu ne dezamăgește, pentru că nu-L înțelegem, pentru că noi avem așteptări de la Dumnezeu, pentru că noi interpretăm Scriptura într-un fel sau în altul și apoi spunem, de ce, Doamne, dar de ce tocmai eu, de ce nu mi-ai dat, de ce nu mi-ai ascultat, de ce mai ai lăsat, de ce nu m-ai oprit, de ce, de ce și de ce? Și avem întrebări. Și suntem dezamăgiți. Sistemul religios, sistemul politic, sistemul social corupt și dezamăgește. Și acum ne întrebăm, ce te poate scoate din Emaus? Simți în inima ta că ești aici, ești în Emaus. Ce te poate scoate din Emaus? Sau, mai bine zis, cine te poate scoate din emaus? Oamenii nu te pot convinge. Nici tu singur nu te poți convinge pentru că ești ancorat deja în opiniile tale, în adevărurile tale. Doar Isus Hristos, străinul acela care pare că nu știe prea multe și a trebuit tu să. Îl informezi, să-i explici, să-i povestești ce s-a întâmplat și cum. Iisus străinul acela poate să-ți deschidă ochii. Și mă rog, în ziua aceasta, să o facă. Iisus e cu tine la imauz. Iisus merge lângă tine pe drum. Cândva l-ai cunoscut bine, cândva spuneai că îl iubești, îl, îl urmezi, cândva te-ai botezat, urmându-l pe el, cândva ai decis că îl vei sluji toată viața, dar iată că ai ajuns, ai ajuns la intersecția asta dezamăgirilor și ai, ai ales drumul emausului, că e mai bine. Ai ales drumul retragerii, drumul abandonului, drumul izolării. Însă, nevăzut, parcă de nicăieri, parcă apare Isus și merge în tine. Tu nu știi, crezi că e mormânt, crezi că e departe, crezi că s-a terminat cu el, dar Isus merge în tine pe drum. Isus ți ascultă dezamăgirile, tristețile, frustrările, întrebările, dubiile. Isus stă de vorbă cu tine. Te întreabă îți răspunde. Dar apoi Isus îți prezintă Scriptura, adică adevărul Lui, adevărul Lui Dumnezeu. Planul pe care l-a avea Dumnezeu, nu așteptările tale, nu planurile pe care ce le-ai făcut tu și de care ai rămas dezamăgit. Isus îți deschide ochii. Te ajută să înțelegi, să vezi viața altfel, să vezi că nenorocirea aceea, crucificarea aceea, moartea aceea, nu e un blestem, nu e un sfârșit, ci e cea mai mare biruință. Pentru că asta face Isus. Cel mai mare întuneric devine apoi cea mai mare lumină. Cea mai mare înfrângere devine cea mai mare victorie. Cea mai groaznică boală devine cea mai importantă vindecare cel mai mare blestem devine cel mai mare binecuvântare. Moartea pe cruce era un blestem, dar moartea aceea a devenit acum binecuvântare pentru noi, inclusiv pentru ei doi. Da, Emausul este drumul schimbărilor. El poate schimba concepțiile tale despre lume și viață. El poate schimba perspectiva ta. De aceea el vrea să-ți deschidă ochii. Dar ochii care văd adevărat, ochii care văd Scriptura, care vor să se confrunte cu Scriptura, cu viața așa cum a gândit-o Dumnezeu. Apoi Iisus îți încălzește inima, pentru că inima e rece ca gheața, zăbavnici cu inima, cu o inimă închisă, o inimă tristă, o inimă care nu mai vrea să creadă, care nu mai vrea să accepte. Și iată că încet, încet, povestindu-le, deschizând Scriptura, spune la un moment dat, nu ne ardea inima. A început inima lor să ardă, să aibă viață, să fie un foc, să se încălzească inima lor, inima aceea rece ca gheața. Isus îți schimbă viața. Isus îți schimbă așteptările, perspectiva vieții. Isus îți schimbă traiectoria. Din oameni care au luat calea lumii. Din oameni care au luat calea izolării, retragerii abandonului, iată-i acum că se ridică, nu mai pot sta, nu mai spun, așteptăm. Trebuie să înțelegem un lucru, suntem mai puțin obișnuiți cu el. Dar trebuie, mai ales că am trecut prin experiența asta, la, la evrei era totdeauna un fel de copri deci, totdeauna era la ei coprifocul, Adică, atunci când era noaptea, noaptea nu mai umbla pe drum. Lumea normală, lumea cinstită nu umbla pe drum noaptea. Noaptea, numai hoții mai umblau pe drum. Noaptea, cetățile aveau porți, se încuiau porțile, dacă mai veneau, stăteau afară, dar nu mai avea voie să umble nimeni noaptea pe drum, decât nu mai urgențe. De aceea, pentru evrei, în general, când mergeau într-o călătorie, trebuia să-și vadă bine, să-și facă bine calculurile și de aceea, chiar observați, ei au spus, rămâi cu noi, e seară, nu mai poți pleca, de aici unde vrei să mai mergi? Că nu mai e noapte, nu mai poți călători. Vei avea pericole, nu te poate ajuta nimeni, dar și oamenii apoi te pot ucide, îți pot face rău n-ai nicio siguranță, nu ești în siguranță noaptea, pentru că ei aveau ideea asta, noaptea nu poți călători. A venit noaptea, a intrat în casă, s-a terminat, aștepți a doua zi, aștepți să răsară soarele ca să ieși din casă. Și la ea asta era o idee permanentă. Dar iată că oamenii aceștia nu mai pot sta așa, nu mai pot spune, așteptăm să răsară soarele, să o luăm mâine dimineață, o pornim din loc. Nu, erau abătuți, erau triști, erau obosiți. Sunt cam 11 km, mergem, nu mai putem sta. Arde inima în noi. Ne-a deschis Scripturile, am înțeles. Nu mai trebuie să lăsăm totul. Dincolo de, de orice regulă, dincolo de orice tradiție. Noi mergem, vrem să mergem înapoi la Ierusalim. Mergem înapoi la ei noștri. Odată știu, sunt lași, sunt mincinoși, sunt cum sunt ei. Au părăsit, au spus una, au făcut alta, dar mergem acolo la ei. Pentru că așteptările noastre nu mai sunt legate de ei. Ci sunt legate de noi, noi l-am întâlnit pe Mesia. Și noi trebuie să mergem la ei noștri, să le spunem și lor, să fim o mărturie pentru ei. Pentru că mărturia mea nu ține de viața altora, de vrednicie altora, dacă merită sau nu merită. Adică eu nu vin la biserică pentru că biserica merită. Ci eu vin la biserică pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu și vreau să influențez și pe alții, să-L cunoască și pe alții nu-l cunosc în suficient de mult, asta nu mă face să abandonez biserica, pentru că biserica nu este perfectă, pentru că biserica nu este la, la nivelul așteptărilor mele. Iată că s-a schimbat dintr-o dată perspectiva. Aveam motive să-i abandonez și am abandonat. Dar acum Isus m-a făcut să înțeleg că am motive să mă întorc la cei oameni, trădători, lași, mincinoși, cum au fost ei. Mă întorc la ei, pentru că nu e vorba de ei, ci e vorba de mine și Dumnezeu. E vorba de relația mea cu Dumnezeu. Și când tu ai o relație cu Dumnezeu, nu mai iei în calcul, nu mai pui în ecuația asta uh, necunoscutele oamenilor. Nu mai pui problemele lor, nu mai pui păcatele lor, greșelile lor, defectele lor. Nu le mai pui asta. Nu spui, eu nu mă duc acolo pentru că acolo Petru a zis una a făcut alta, nu mă duc acolo că Toma, uite, l-a lăsat, Iuda l-a vândut, nu mai merg acolo. Eu merg acolo pentru că l-am întâlnit pe Isus. Isus mi-a încălzit inima, Isus a schimbat traiectoria vieții. Din un om care mergea spre cetatea lumii, dintr-un om care mergea spre Emaus, Isus îmi schimbă traiectoria din Emaus spre Ierusalim. Asta face Isus. Și asta cei care sunt în Emaus, asta cei care se îndreaptă spre Emaus, au harul, au posibilitatea să-L întâlnească pe Iisus, să se întoarcă la Ierusalim. Sunt atât de mulți cei care coboară spre Emaus. Sunt atât de mulți cei care sunt deja de o bucată bună de vreme la Emaus. Și fie această zi a sărbătorii învierii, ziua în care Iisus să se descopere. Isus îți încredințează o nouă misiune. de niște oameni dezamăgiți, frustrați, iată, misiunea asta în vieră, un har deosebit, îi face pe ei primii martori, primii anunțători, primii vestitori autentici. Printre primii, Isus a descoperit femeilor, femeile n-au fost crezute, că așa sunt femeile, n-au ele mare valoare. Și atunci, da, ele zic povești. Și nu le-au crezut. Dar iată că Iisus s-a descoperit lui Simon. E, da, dar lasă, Petru, nu. Gata, Petru, stai liniștit în banca ta, că am văzut câți bani faci și tu. Am văzut noi că numai gura de tine, așa că acolo, pe banca de rezerve. Cuvântul tău nu mai contează pentru noi. Te-ai lăudat prea mult, ai spus prea multe și ai făcut prea puține, bă, le-ai făcut pe dos. Și de ce nu mai nu-ți mai acordăm încredere. Și vin aceștia doi și altă dată erau op opozanții, adică altă dată criticau femeile, criticau ce spuneau, cândva bagiocoreau, ne-au pus în uimire, zicând despre vedenii, zicând despre, nu știu ce au ei, halucinații, iată că dintr-o dată, din oameni care erau împotrivă, care defineau altfel în învierea, descoperirea, îngerii, vin dintr-o dată doi oameni care spun, da, e adevărat. Și noi contestam, și noi eram împotrivă, și noi am negat. Dar acum am avut și noi experiența noastră personală, și acum vă spun, da, ce spuneau femeile este adevărat, Am via Domnul. Da, experiența lui Simon, ce a văzut Simon, este adevărat, Iisus Hristos a înviat. Și acum, ei care erau împotrivă, ei care erau mereu contra, iată acum că sunt pentru și sunt martori, sunt stâlbi acestui adevăr etern. Iisus Hristos a înviat. Și Iisus devine din nou scopul existenței lor. Și Isus poate deveni din nou scopul existenței tale. El poate să o facă. Te-ai gândit, poate te retragi, te duci, iei din nou viața, mergem din nou la țară, mergem, ne facem planuri, ne gândim cum o să arate viața fără Isus. Poate deja pe drum își făceau planuri, pentru că oricum omul gândește anticipatere cum va fi viața fără Isus pentru că trei ani și jumătate au fost cu Isus. Mai mult, mai puțin, nu în toate zilele, dar s-au obișnuit deja cu Isus. Aveau anumite așteptări și acum se gândeau, oare cum va fi viața fără Isus? Și iată că dintr-o dată, atunci când părea că Isus nu mai face parte din viața lor, atunci când părea că Isus este un capitol închis al vieții lor, atunci când părea că piatra de la mormânt a picietluit pe, pe totdeauna relația lor cu Isus, Isus fiind deja un înfrânt, Isus fiind deja un șarlatan, fiind un mincinos, a spus ceva, dar iată că nu nu e, nu e, nu e ceea ce ne așteptam noi să fie el. Da, a vorbit bine, a spus bine, era un proroc, a făcut minuni adevărat, dar nu mai este, gata. Noi credeam, noi credeam, noi am crezut, noi trăgeam nădejde, noi speram asta, dar nu, s-a terminat. Și tocmai atunci când părea că totul s-a terminat, atunci când părea că viața lor poate merge înainte fără Isus, și Isus este doar o pată a vieții lor, doar o dezamăgire, încă doar timp pierdut, doar bani pierduți, doar, doar timp risipit în viața lor, când credeau că au fost înșelați, au fost păcăliți, au fost atrași în ceva ce, ce nu face sens. Iată acum că Isus devine din nou scopul existenței lor, pentru că l-au întâlnit pe Isus. Pentru că l-au văzut cu ochii lor pentru că i-au simțit prezent. Deși Isus era lângă ei, a mers cu ei atâta timp, nu știu, o oră, două, a mers cu ei, a stat de vorbă cu ei, nu l-au cunoscut. Doar atunci când a frânt pâinea, doar atunci când au văzut urmele cuielor în palmele sale și au dat seama că acel străin, acel care nu cunoaște nimic, acel care trebuie să fie învățat, care trebuie informat, este de fapt Iisus Hristos, Cel Înviat, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ești aici și poate ești și tu la un emaus, emausul vieții tale. Doresc din toată inima Dumnezeu să -ți descopere. Dumnezeu să-ți deschidă scripturile, să le înțelegi, să-ți deschidă ochii, să-ți deschidă inima. El poate să schimbe ceva. El poate să schimbe ceva pe deplin, El poate să-ți dea o nouă perspectivă, o nouă viață, o nouă șansă, o nouă traiectorie a vieții, un nou sens vieții tale, un, un scop bine definit și clar definit să trăiești pentru Hristos. Și acei doi oameni au devenit mărturia bisericii de atunci și bisericii de astăzi. Martori a invierii, oameni de năzdejde, oameni de încredere care au făcut din experiența lor personală un punct central al învierii Domnului Iisus Hristos. Și iată că astăzi, încă o dată și încă o dată, fac parte din mărturia bisericii cu privire la înviere. Doi oameni dezamăgiți, doi oameni care aveau toate motivele să spună nu ne mai trebuie credință, nu ne mai trebuie Dumnezeu, nu ne mai trebuie ucenici, nu ne mai trebuie Hristos. Și iată că devin baza acelei mărturii. Mă rog din toată inima Dumnezeu să schimbe Emausul acesta al vieții. Să se descopere în așa fel încât să te poți întoarce în Ierusalim. Fă bine diferența între Ierusalim și Emaus. Dacă ești în Emaus, ai timp. Ești încă în timp să te întorci la Ierusalim. Să te întorci acasă. Să te întorci la ai tăi. Așa cum sunt ei, cu defecte, cu slăbiciuni, cu limite. Pentru că nu e vorba de ei, e vorba de tine. Și e vorba de tine și relația ta personală cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Să plecăm din Emaus. Dacă am zăbovit, dacă încă în inima noastră, în viața noastră, în felul nostru de a fi, suntem încă în Emaus, Dumnezeu să schimbe astăzi traiectoria vieții noastre. Amen.